Dragi prieteni, deschidem acum, pentru prima dată, porțile templului în care stau de ceva vreme unele dintre cele mai vechi și importante articole din colecția Football Legends. Haideți mai aproape! Echipa națională a României se califica în 1989, după un meci dramatic la București împotriva Danemarcei, la un campionat mondial de fotbal după 20 de ani. Urma să mergem la ceea ce am numit cu toții Italia del Mondo 1990. Aș putea spune că am avut neșansa să fim într-o grupă de foc, extrem de grea, în care urma să întâlnim echipa Argentinei, vicecampioană mondială, care îi avea între membrii ei pe celebrul Diego Armando Maradona, copilul de aur al fotbalului argentinian, echipa Camerunului, care era o mare enigmă pentru toți iubitorii fotbalului de pretutindeni, dar care urma să fie una dintre revelațiile Cupei Mondiale, în primul rând prin prestația celebrului Roger Milla, cel mai vârstnic marcator la un campionat mondial la acea vreme, și echipa URSS-ului, care își trăia ultimele clipe de imperiu fotbalistic și avea în teren jucători de legendă ca Rinat Dasaev sau Oleg Protasov. Ei bine, România a debutat la acest campionat mondial împotriva URSS-ului pe data de 9 iunie 1990, pe stadionul San Nicola din Bari, în fața a 42.907 spectatori. Meciul avea să fie unul de poveste, deoarece debutul a fost unul minunat, echipa României câștigând cu 2-0 prin golurile marcate de Marius Lăcătuș. Tricoul pe care vi-l prezint astăzi a fost purtat în acest meci de celebrul mijlocaș al Stelei și al echipei naționale din anii 80-90, Iosif Rotariu. Am descoperit celebrul tricou cu număr 5 tocmai la capătul pământului, în Brazilia, la unul dintre cei mai mari și mai apreciați colecționari. După o muncă asiduă de negociere care a durat aproape un an și după sute de e-mail-uri și discuții telefonice, am reușit să aducem acest tricou acasă și suntem mândri să vi-l putem prezenta astăzi aici la Football Legends Show. Tricoul a fost la acea vreme cea mai nouă creație a sponsorului tehnic, folosind o tehnologie revoluționară și urma să fie singura dată când România evolua echipată astfel. Am zis număr 5. Faptul că am ales acest tricou să fie primul prezentat la Football Legends Show nu este doar o coincidență, acesta fiind unul dintre cele mai căutate articole printre colecționarii din lumea întreagă. Aceasta a fost povestea de astăzi. Dacă v-am convins, vă așteptăm în continuare alături de noi cu multe surprize, legende neștiute și concursuri. Nu uitați, sportul trăiește datorită legendelor.